Slăviți să fie Domnul! Și Domnul să ne ajute să ne păstrăm curați până la sfârșit. Chiar dacă pe acest pământ întâmpinăm adeseori atâtea probleme, lupte pe care le avem de dus fiecare dintre noi, Dumnezeu să ne dea putere la unul fiecare în parte, să rămânem credincioși, să rămânem curați, ca să-L putem să-L vedem într-o zi pe Dumnezeu. Aș vrea să dau citire textului de care mă voi folosi în această seară și se găsește la Habacuc 2 și voi începe de la versetul 1 până la versetul 3 inclusiv. M-am dus la locul meu de strajă și stăteam pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce îmi va răspunde la plângerea mea. Domnul mi-a răspuns și a zis, scrie prorocia și sapă pe table ca să se poată citi ușor. Căci este o prorocie a cărui vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă zăbovește, așteaptă-o că își va veni și se va împlini negreșit. Amin. Vă rog respectuos să ocupați locurile. Mulțumim Domnului pentru această zi, căci ne-a binecuvântat din zorii dimineții. Am putut să ne bucurăm în această dimineață în casa Domnului și în după masa aceasta la fel, de cântare, de cuvânt. Și aș dori ca în seara aceasta Duhului Dumnezeu să se ocupe de orice inimă din locul acesta. Fiindcă Cel ce cunoaște inima este Duhului Dumnezeu. Și aș vrea ca Duhului Dumnezeu să aducă un mesaj din ceruri, de la Dumnezeu pentru fiecare în parte. Ca plecând din locul acesta să putem pleca îmbărbătați, zidiți, ridicați, mângâiați de Duhul lui Dumnezeu, fiindcă săptămâna care ne stă în față este o necunoscută pentru fiecare din locul acesta. Și cu siguranță fiecare dintre noi poate, săptămâna care ne stă în față, va fi o provocare. Dar știm că în numele lui Iisus Hristos vom birui. Dacă am biruit până astăzi, n-am biruit că am fost noi prea deștepți, inteligenți, pricepuți în ce facem, iscusiți. Am biruit căci Domnul a fost bun cu noi. Și chiar dacă adeseori, ca oameni, când ne găsim în anumite împrejurări, vedem unele lucruri care nu sunt așa cum le-ar arăta Dumnezeu. Și de multe ori vrăjmașul vine și ne arată lucrurile total altceva. Ca să aducă în noi deznădejde, descurajare, ca să nu mai ne rugăm și să nu mai stăruim înaintea lui Dumnezeu. Am citit despre acest om al lui Dumnezeu, Habacuc, fiindcă omul acesta se afla într-o vreme foarte tulbură. Dar omul acesta, Habacuc, îl găsim că chiar dacă vremurile în care trăia, perioada aceea era atât de tulbure, nu a abandonat rugăciunea. Și spune că m-am dus la locul meu de strajă și stam pe turn ca să veghez. Problema noastră în vremurile când încercările năvălesc, să spun așa, peste noi, când suntem atacați din toate părțile, vine deznădejdea, vine acea amărăciune și nu-L mai putem înțelege pe Dumnezeu. Dar vreau să vă spun ceva, Dumnezeu vrea ca noi fiecare să rămânem credincioși în orice situație ne-am aflat. Nu doar în situațiile acelea, cum le spunem noi, de binecuvântare, de bine, de prosperitate, în orice vreme. Fiindcă omul acesta, Habacuc, al lui Dumnezeu, dacă vom citi mai departe, vom vedea că în acea țară erau situații de criză. Nu mai aveau ce mânca, nu mai era de băut nimic, nu era o situație deloc favorabilă. Și totuși găsim căci omului Dumnezeu în orice vreme rămâne tare și statornic. Și aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare din locul acesta,
în orice vreme să rămânem statornici. Și chiar dacă astăzi n-au fost lucrurile cum mi le-am dorit, chiar dacă astăzi am întâmpinat poate multe dificultăți, poate multe încercări, eu tot mă voi duce și voi sta de vorbă cu Domnul. Nu voi abandona pe Dumnezeu, nu voi abandona rugăciunea, fiindcă omul acesta, Abacuc, el nu abandonează. M-am dus la locul meu de straje și stam pe turn ca să veghez. Așteptăm poate de ani de zile unele lucrări să se împlinească în dreptul nostru, unele izbăviri pe care le așteptăm. Și aș vrea să vă zic că de cele mai multe ori, când vedem că trec ani și ani și nu mai se vede nimic împlinindu-se în dreptul nostru ceea ce ne-a promis Dumnezeu, peste noi vine descurajarea, dezamăgirea. Ce rost? Sunt ani de zile de când mă rog și totuși parcă Dumnezeu nu-mi răspunde. Omul acesta lui Dumnezeu, Habacuc, spune atât de frumos: m-am dus pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce îmi va răspunde la plângerea mea. Fiindcă atunci eu când mă duc înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, frații mei, noi de cele mai multe ori așteptăm ca Dumnezeu direct să ne răspundă la problema mea și la necazul meu, căci, Doamne, vezi că nu mai pot. Dar am găsit ceva foarte interesant la acest om, la Habacuc. Și ascultați ce spune acest om. Și stăteam pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul. Prima dată trebuie să stau de vorbă cu Dumnezeu, să văd ce îmi spune despre mine, despre starea mea, despre viața mea, despre pocăința mea, despre trăirea mea cu Dumnezeu. Prima dată trebuie să aștept să văd ce îmi spune Domnul despre mine. Așa spune, să văd ce are să-mi spună Domnul, primul lucru. Și după ce Dumnezeu îmi spune starea mea, problema mea spirituală, după aceste lucruri, spune Habacuc, și ce îmi va răspunde la plângerea mea? După ce voi sta de vorbă cu Dumnezeu, El îmi va spune mie întâi ce trebuie să schimb în viața mea, care este trăirea mea cu Dumnezeu. Că fiecare din locul acesta mai avem multe lucruri de îndreptat. Iar dacă adeseori ni se pare că noi suntem mai buni ca alții, mai drepți, mai sfinți, mai neprihăniți, vreau să vă spun că fiecare din locul acesta mai avem lucruri de schimbat în noi. Până când Domnul ne va chema acasă, fiecare din locul acesta mai are de schimbat lucruri în interiorul nostru. La versetul 2, și atât de interesant este că omul acesta lui Dumnezeu face primul pas unde spune că văd ce are să-mi spună Domnul despre el. Al doilea pas spune: și ce îmi va răspunde la plângerea mea? Și după ce face lucrurile acestea în versetul 2, ascultați ce spune. Domnul mi-a răspuns și a zis. Posibil aceste amânări care sunt în viața noastră, poate de ani de zile, la care Dumnezeu încă nu ne-a răspuns, nu ne-a dat o direcție, o izbăvire, s-ar putea încă să fiu eu problema. S-ar putea să fiu eu problema. Fiindcă eu m-am concentrat prea mult pe probleme, pe încercări, pe necazuri și nu m-am concentrat pe mine, pe Cristi, cum sunt eu cu Dumnezeu. Întâi trebuie să mă concentrez pe mine, să văd cine sunt eu înaintea lui Dumnezeu și după aia Dumnezeu spune că se va ocupa El de problemele noastre. Se va ocupa El de problemele noastre. Spune, Domnul mi-a răspuns și a zis.
Și cred că fiecare din locul acesta ar dori ca astăzi să răspundă Dumnezeu. Cred că poate fiecare din locul acesta ar avea dorința aceasta atât de arzătoare. Aș vrea să vă spun ceva. Dumnezeu să ne ajute să nu părăsim turnul nostru de veghere. Că dacă vom fi treji și veghetori, atunci Dumnezeu ne va răspunde din ceruri. Când și cum nu știm, dar vreau să vă spun cu siguranță că El o va face. Domnul mi-a răspuns și a zis, scrie prorocia și sapul pe table ca să se poată citi ușor. Căci este o prorocie a cărui vreme este hotărâtă, se aplope de împlinire și nu va minți. Dacă zăbovește, așteaptă-o că își va veni și se va împlini negreșit. Chiar dacă zăbovește. Știți ce înțeleg de aici? Chiar dacă Dumnezeu zăbovește în dreptul nostru o perioadă de timp, poate ani de zile, datoria noastră este să rămânem credincioși. Datoria noastră este să așteptăm și să-L credem pe cuvânt. Spune că chiar dacă zăbovește, ea se va împlini, știți de ce? Fiindcă a vorbit Dumnezeu. Aș dori ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare din locul acesta să rămânem credincioși și să așteptăm. Descurajarea și deznădejdea aceasta ne dau târcoale în fiecare zi. Necredința aceasta pe care vrăjmașul de multe ori vrea să o semene în inima noastră. Am spus de multe ori, diavolul este atât de șiret. Și pentru unele eșecuri și falimente din viețile noastre, îl caută întotdeauna să-L scoată vinovat pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu-i vinovat pentru eșecurile vieții mele, eu sunt vinovat, El nu este vinovat. Poate a fost o neascultare, o răzvrătire, poate mi-am dorit eu lucrul acela să-L fac. Dumnezeu m-a îngăduit, dar Dumnezeu nu este vinovat de alegerile pe care noi le-am făcut în viața aceasta. Dumnezeu e atât de bun cu fiecare dintre noi și chiar dacă de multe ori ne-am răzvrătit și nu L-am ascultat și am făcut după capul nostru unele lucruri, totuși Dumnezeu în bunătatea și în dragostea Lui nu ne-a părăsit și nu ne-a abandonat și și-a întins mâna de atâtea ori în dreptul fiecăruia din locul acesta și L-a ridicat și L-a întărit și I-a dat putere să meargă mai departe. Când descurajarea, deznădejdea ne cuprinse, că nu mai aveam putere noi, că nu mai aveam vlagă să ne rugăm, Duhul lui Dumnezeu de câte ori ne-a ridicat, ne-a dat putere să mergem mai departe. Stăteam pe turn și Domnul să ne ajute să stăm pe turn. Acum, omul acesta lui Dumnezeu, Habacuc, am găsit un lucru atât de minunat la el. Spune în Habacuc 17 și de multe ori nouă ne place să vorbim de aici. Ne place atât de mult să spunem despre Habacuc, am auzit multe predici cu el, dar spune cuvântul lui Dumnezeu în 3 Habacuc 17. Ca să vedeți atunci când un om rămâne credincios lui Dumnezeu, când un om rămâne în picioare înaintea lui Dumnezeu, când un om rămâne în legătură strânsă cu Dumnezeu, orice situație va veni în viața lui, omul acela va rămâne tare. Și în versetul 17 spune atât de minunat, căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Deci omului Dumnezeu, în orice perioadă din viața lui, și omul acesta, Habacuc, spune că nu mai are nimic. Nu mai sunt oi, nu mai sunt boi, nu mai este vie, nu mai este greu, nu mai este nimic. Nu mai este nimic. Și poate de multe ori ne uităm în viața noastră și suntem în situația aceasta, că nu mai avem nimic. Parcă te uiți în conturi zero, te uiți în frigider gol,
te uiți că toate lucrurile din jurul tău sunt la pământ. Nimic de făcut. Ce facem noi în astfel de situații? Care e atitudinea noastră de credincioși când ne aflăm în astfel de situații? Căci de cele mai multe ori numai să se audă se vor micșora pensiile și tot se tulbură. Și ce vom face și cum vom trăi și cum ne vom descurca? Numai un zvon, dar să trăiești în perioada în care trăia acest om al lui Dumnezeu, când nu mai era nimic. Când te uiți la tine și te uiți că ești un faliment și un deșec total, când nu mai este nimic de făcut. Știi ce făcea omul lui Dumnezeu Habacuc? Fiindcă el se ruga în fiecare zi. Ascultați ce spune în următorul verset, în 18. Aș vrea să înțelegem fiecare din locul acesta, căci oamenii care s-au ancorat în Dumnezeu în orice vreme, ascultați ce spune, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeu mântuirii. Iubiții mei, nu-i tot una să spun că am probleme, necazuri și nu mai le pot duce, dar totuși o să mă târâi de pozit pe alta pe calea pocăinței. Eu o să încerc să dau bine la cei din jur, că eu totuși sunt bine, dar eu sunt praf. Nu, omul acesta, ascultați, că nu-i tot una să te târăști de pozit pe alta în pocăință. Ascultați ce spune, eu tot mă voi bucura. E diferență mare. Să te bucuri când nu mai ai nimic. Să te bucuri, dar știți în cine se bucura? În Domnul! Și să spui, Doamne, îți mulțumesc! Nu am nimic, dar încă te mai am pe tine. Și câte vreme te mai am pe tine, eu n-am pierdut nimic. Și de multe ori ni se pare că pierdem averi, bogățiile și tot ce am acumulat. Mi se pare că e o viață ruinată, e o viață terminată. Vreau să spun că nu-i. Viață ruinată și terminată e când ai pierdut pe Dumnezeu. Atunci devenim niște ruine. Dar câtă vreme l-ai pe Dumnezeu, în mâna Lui, îi izbăvirea și biruința. Eu tot mă voi bucura în Domnul. Cum să mă bucur, frate? Am atâtea probleme, atâtea suferințe, atâtea probleme în casă, atâtea probleme în jurul meu, atâtea lipsuri, nu mai mă pot bucura. Știți de ce nu mai ne putem bucura? Căci nu mai stăm pe turn ca să veghem. Că nu mai stăm pe turn și veghem, atunci ne lepădesc toate lucrurile. Toate descurajările, deznădejdele, toate amărăciunile. Vedem toate lucrurile în negru, fiindcă nu mai stăm de veghe. Eu tot mă voi bucura în Domnul și aș dori ca Dumnezeu să binecuvinteze biserica din Vulcan. Putem zice cu toți acest verset. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii. Fiindcă nu ne-a fost promisă pe pământ binecuvântarea pământească. Fiindcă de multe ori așa am înțeles. Dar nu, nouă ne-a fost promisă binecuvântarea mântuirii. Nu binecuvântarea pe acest pământ. Și de multe ori am încurcat lucrurile. Vorbeam despre deznădejdea care vine adeseori peste noi. Găsim în Psalmul 142, găsim pe David, într-o perioadă a vieții lui, când acest om al lui Dumnezeu era atât de tehăituit, de alergat de Saul. Poate cu ani în urmă, când Samuel a venit la el și l-a uns ca împărat, în mintea lui David poate și-a făcut un film, poate deja se vedea împărat, poate deja se vedea cu o cunună pe cap, poate deja se vedea că va fi cineva.
Și totuși trec 12 ani în care Saul îl aleargă, îl hăituiește. Aș vrea să spun ceva. Noi nu vom putea ajunge în cer la Dumnezeu să ni se dea coroana și să trăim pe pământ cum vrem. Aici avem o luptă de dus și de aceea de multe ori suntem din toate părțile atacați și nu mai știi în care parte să privești și să te aperi. De aceea vreau să spun, căci viața aceasta, cât vom trăi pe pământ, vom întâmpina probleme, necazuri, dar toate acestea formează noi, oamenii lui Dumnezeu, formează caractere după voia lui Dumnezeu, formează minți după voia lui Dumnezeu, trăiri după voia lui Dumnezeu, toate aceste lucruri lucră spre binele, spune Dumnezeu, celor ce-L iubesc pe El. Așa că nu mai spune că ești lăsat, ești uitat și părăsit de Dumnezeu și părăsită. Dumnezeu nu părăsește pe nimeni. Și chiar dacă ne îngăduie în anumite încercări, tot El este Cel ce dă biruința și izbăvirea. Spune David, îl găsim, unde era? Într-o peșteră. Și problema cea mai mare la noi este atunci când din pricina unor încercări sau probleme ne retragem în acea peșteră ca și Ilie. Și îl găsim pe David tot într-o peșteră. Și dacă în seara aceasta este cineva într-o peșteră a vieții, Dumnezeu să-l scoată din ea în seara aceasta. Ascultați ce spune. Voi citi versetul 4 și 5. Deci de cele mai multe ori și noi ca copii al lui Dumnezeu, care avem o nădejde, o speranță că Dumnezeu e cu noi, ajungem în astfel de situații când suntem în încercări și în probleme și când începem să nu-L mai înțelegem pe Dumnezeu. Ascultați ce spune, aruncă-ți ochii la dreapta și privește. Nimeni nu mai mă cunoaște. Păi cum David pe tine? Păi tu erai cineva odată. Păi tu trebuia să fii împărat, cum nimeni nu mai te cunoaște. Orice scăpare este pierdută pentru mine, nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Și de câte ori ne-am aflat în situația aceasta? Nimeni, toți ne-au părăsit, nu mai este de făcut în dreptul nostru nimic. Orice scăpare este pierdută pentru mine, nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Și acum, citeam astăzi de la Psalmul 142, versetul 4, unde David spune, aruncă-ți ochii la dreapta și privește, nimeni nu mă cunoaște, nu mai mă cunoaște. Asta și m-am întrebat, de ce nu zici la stânga? De ce nu zici, uită-te în față, uită-te în spate? Vezi, Doamne, de ce totuși spune, uită-te în dreapta? Și și-am găsit Duhul lui Dumnezeu, mi-a dat o lumină. Te rog să pui Psalmul 16:8. Ca să vedeți că și David, cât era de David, a ajuns într-o situație când a crezut că și Dumnezeu l-a părăsit. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când este El la dreapta mea, nu mă clatin. Și am înțeles că El s-a uitat în dreapta, că știa că-i Dumnezeu acolo, în dreapta Lui, și spune, nu mai nimeni, nu mai nici Dumnezeu în dreapta mea. I s-a părut că nimeni cu El. Când este El la dreapta mea, nu mă clatin, spunea David. În Psalmul 42 spune, aruncă-ți ochii la dreapta și privește, nici tu nu mai ești cu mine. Nu te mai văd. De cele mai multe ori în situațiile noastre, în problemele și necazurile, în peșterea vieții noastre. Așa am spus și noi. Doamne, nici Tu nu mai ești cu noi. M-ai părăsit, nu mai spui nimic, nu-ți mai pasă de mine, de sufletul meu. Aș vrea să vă spun în seara aceasta că Lui îi pasă de noi. Dacă nu i-ar fi păsat la Dumnezeu de noi, cine mai era în locul acesta?
Dar fiindcă lui îi pasă, fiindcă el mă iubește, fiindcă el mă iubește, de aceea în seara aceasta mai sunt aici, de aceea în seara aceasta mai îmi vorbește să mă ridic și să mă duc să lupt mai departe. Nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Aș vrea să vă spun în seara aceasta, poate diavolul vine de multe ori și ne minte, dar Dumnezeu este Cel ce-i pasă de sufletul nostru. Știți de ce? Fiindcă a plătit un preț mare și ne-a răscumpărat într-o zi ca să fim cu El în cer. David, omul lui Dumnezeu, și ajunge și el într-o zi să spună că totul s-a sfârșit. Dar ce am observat de la oamenii lui Dumnezeu, și dacă ne uităm la Ieremia, și dacă ne uităm la Isaia, toți au avut momente de cumpănă, momente de deznădejde, dar cine se poate compara cu Ieremia, cu Isaia? Cine? Și te rog frumos, spune Isaia 49:4, să-l vedem și pe Isaia într-o situație asemănătoare. Dar știți, oamenii aceștia lui Dumnezeu au trecut prin ele, dar au avut puterea să iese și să stea deasupra lor. Ascultați ce spune Isaia. Și eu mă gândeam, așa cum ne gândim de multe ori, când cădem noi, așa cum spunem, melanconie și ne vin atâtea gânduri, șoapte. Ascultați, și eu mă gândeam, degeaba am muncit, în zadar și fără folos mi-am istovit puterea. Isaia spune, în zadar și fără folos. Și de câte ori ai spus că în zadar este tot ce faci pentru Dumnezeu? Fiindcă nu vezi o răsplătire, nu vezi că nimic bun a ieșit din ce faci. Dar vreau să spun ceva, Dumnezeu nu uită să răsplătească. La vremea hotărâtă va răsplăti. Degeaba am muncit. Și de multe ori spune, degeaba am făcut atâtea pentru Dumnezeu. Și în zadar și fără folos mi-am istovit puterea în lucrarea Lui. Dar știți ce spune totuși mai departe acest om al lui Dumnezeu? Aceste lucruri le întâmpinăm și noi în viață, dar știți ce este important? Să trecem deasupra lor. Ascultați ce spune el. Dar drept... Lasă, te rog frumos, tot la... Dar dreptul meu este la Domnul și răsplata este la Dumnezeu meu. Auziți, unde-i răsplata? Nu-i la domnul primar, la domnul președinte, răsplata-i la Dumnezeu meu. Chiar dacă în vremea aceasta vezi că tot ce faci pentru Dumnezeu parcă n-are rost, parcă spui că te-ai istovit în zadar, te-ai chinuit degeaba. Aș vrea să spun ceva, nimic nu este în zadar ce faci pentru Dumnezeu. Te asigur că într-o zi te vei întâlni cu tot ce ai făcut. Cu tot ce ai făcut pentru Dumnezeu te vei întâlni într-o zi. Acum am dat exemplu aceștia oameni al lui Dumnezeu, dar așa cum am spus, în situații de criză toți ajungem. Deznădejdea peste fiecare vine, necredința la fel, dar important, frații mei, este să nu rămânem acolo. Să nu ne retragem în peșteră, fiindcă și Ilie a făcut la fel, un alt om mare al lui Dumnezeu, și ajunge într-o vreme să se retragă într-o peșteră și să nu mai vrea să trăiască. Și de multe ori aud astfel de lucruri, m-am săturat, mai bine m-ar lua Dumnezeu de pe pământ. Este atât de greu, e prea mult pentru mine. Și ajungem de cele mai multe ori să trăim în peșteri. Acum, în cuvântul lui Dumnezeu mai găsim pe Ieremia, un om al lui Dumnezeu care a suferit mult pentru Dumnezeu,
pentru lucrarea lui, pentru tot ce a făcut. Nu era aclamat de nimeni. Iubiții mei, de multe ori noi așteptăm ca oameni în ceea ce facem să fim aclamați, să fim așa un pic ridicați în slăvi. Oamenii lui Dumnezeu nu așteaptă astfel de lucruri. Oamenii lui Dumnezeu ce fac, fac pentru Dumnezeu și fac în tăcere. Nu o să știe toată lumea ce ai făcut tu. Și găsim pe Ieremia, acest profet al lacrimilor, un om al lui Dumnezeu care a avut mult de suferit. Și noi ne plângem de multe ori de problemele și suferințele noastre care nu se pot compara cu suferințele lui Ieremia, a lui Isaia, omul lui Dumnezeu, care împăratul când s-a săturat de el să tot îi spună să se pocăiască, să-și îndrepte viața el și poporul, spune că l-a pe Isaia l-a băgat într-un trunchi de copac și l-a tăiat în două cu fierăstrăul. N-au fost aclamați la scară deschisă, n-au fost aplaudați, dar au fost așteptați în cer de Dumnezeu. Nu aștepta pe pământ să fie aclamat, să fii ridicat de om. Așteaptă într-o zi să te întâlnești cu Dumnezeu, să fii vrednic de chemarea aceea. E cea mai importantă chemare, să te întâlnești cu Dumnezeu. Ieremia, care din pricina poporului, a încăpățânării, a trăirii în păcat, a avut mult de suferit. Și în plângerile lui Ieremia, în capitolul 3, voi da citire la câteva versete, să-l vedem și pe acest om al lui Dumnezeu, că ajunge la un punct de cotitură, unde deznădejdea îl ajunge și pe el. Și ascultați ce spune. M-a săturat de amărăciune, m-a îmbătat cu pelin, mi-a sfărâmat dinții cu pietre, m-a acoperit cu cenușă. Mi-a luat pacea și nu mai cunosc fericirea. Și am zis, s-a dus puterea mea de viață și nu mai am nicio nădejde în Domnul. Gândește-te la necazul și suferința mea, la pelin și la otravă. Când își aduce aminte sufletul meu de ele, este mâhnit în mine. Și ascultați la versetul 21. Omul acesta nu rămâne acolo, așa cum am mai spus. Ia ascultați ce spune. Iată ce mai gândesc în inima mea și iată ce mai mă face să trag nădejde. Care-i nădejdea ta astăzi? Care-i nădejdea noastră? Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se noiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Amin! Nu rămâneți în starea în care vă aflați când sunteți în încercări. Domnul să ne dea putere întotdeauna să ne putem ridica, să fim deasupra lor. Ieremia prima dată vine și descarcă sufletul înaintea lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi de cele mai multe ori de această rugăciune și venim în casa lui Dumnezeu. Aici nu veni să ne judecăm unii pe alții, nu veni să aruncăm săgeți de la învoane nimeni. Noi aici venim ca să ne întâlnim cu Dumnezeu. Aici venim ca să ne vărsăm ca Ana înaintea Domnului. Să-i spunem problemele și tot ce ne frământă. De aceea venim aici în casa lui Dumnezeu. Fiindcă aici e prezent Dumnezeu și El ascultă rugăciunea fiecăruia. De aceea venim în casa lui Dumnezeu, ca să avem părtășie unii cu alții. Nu să văd eu la nimeni slăbiciunile, nu vreau să arăt pe nimeni cu degetul, ci vreau să mă uit la mine și să-i spun la Dumnezeu starea mea și problemele mele și eșecurile și falimentele cu care fie spirituale, fie pământești mă confrunt. De aceea vin în locul acesta. Aici vreau să găsesc și întotdeauna vei găsi când vrei și ești sincer să te întâlnești cu Dumnezeu,
găsește o mângâiere, găsește alinare, găsește ridicare. Fiindcă toate lucrurile acestea le face Duhul Sfânt. Cât m-aș lupta eu să vă vorbesc de la amvon, sau frații slujitori, noi, fiecare după cât Domnul ne-a dat lumină și călăuzire, ne facem partea, dar peste noi și peste toată lucrarea vreau să fie Duhul lui Dumnezeu care atinge inimi, fiindcă Duhul lui Dumnezeu atinge și face conștient omul de starea lui în care trăiește. Am dat acel exemplu, cred că acum o lună în urmă, dar aș vrea să-l mai dau așa scurt și astăzi. Îl găsim pe apostolul Pavel și pe Sila, îi ia, îi duce și îi pune acolo în butuș bătuți cu răni, și spune că ei încep și cântă. Și mă gândesc că ori cânta niște cântări extraordinare. Începe Pavel și vorbește din cuvânt și mă gândesc că o predicat extraordinar Pavel. Dar parcă acel temnicer nu-i mișcat deloc. Nu este mișcat. Dar am găsit un lucru atât de minunat. Spune cuvântul lui Dumnezeu, când s-a coborât Duhul Sfânt, l-a făcut mișcarea, atunci temnicerul sărit s-a trezit ca dintr-un vis. Știți ce face în seara aceea temnicerul? Îi ia acasă, le spală rănile, le unge, le dă să mănânce. Și am înțeles că oricât de bine ai cânta, oricât de bine ai predica, oricât de bine ai recita, peste toate Duhul lui Dumnezeu. A rămas atât de uimit când Dumnezeu mi-a dat lumină la acest verset. Pavel să predice și omul acela să rămână neschimbat. Când s-a coborât Duhul lui Dumnezeu, a făcut schimbarea. Și de aceea este nevoie de Duhul lui Dumnezeu în Biserica lui Hristos ca să facă schimbare în viețile noastre. El face schimbarea și transformarea. Omul cât s-ar strădui, cât s-ar chinui, nu reușește. De aceea Dumnezeu să ne binecuvinteze și să rămânem tari. Așa cum am spus, situații de criză am avut și vom mai avea, dar peste toate acestea Dumnezeu să ne dea putere să trecem peste ele, să nu rămânem acolo jos în vale. Șama, am mai spus despre el și cât de minunat este numele acesta, fiindcă în Israel numele nu erau date așa la voia întâmplării, avea o semnificație, ceva în care tu ai trăit și în trecut. Și Șama, am studiat că Dumnezeu mi-a dat lumină despre el și am găsit numele lui Stradu. Și ce am găsit acolo, numele lui poate să însemne o ruină, eșec, faliment, ruină totală. Și am stat și m-am gândit să fii unul din cei mai viteji al lui David, un om de bază, și totuși să te cheme Șama. Am stat și m-am gândit, Doamne, să fim copiii Tăi și să purtăm numele de Șama. O ruină, eșec, deznădejde, amărăciune. Dar ce-am văzut minunat la acel om, la Șama, nu știu ce drame o fi trăit, dar după cum i s-a dat numele, omul acela a trăit niște drame. Omul acela știu să treacă peste ele. Omul acela știu să stea întotdeauna deasupra problemelor. I-aș vrea în seara aceasta Duhul lui Dumnezeu să ne dea putere. Dacă până în seara aceasta am fost vreun de aici care ne-o chema Șama, în seara aceasta Dumnezeu să ne ridice, să ne dea biruință. Șama, un om viteaz cu un asemenea nume. Și de multe ori numele acesta este și numele nostru. Dar Hristos ne-a schimbat numele, ne-a dat nume noi.
Fiindcă și noi suntem viteji, vitejii lui Hristos. Și Dumnezeu să ne ajute să se vadă cu adevărat în viețile noastre. Să ne dea putere să trecem peste toate problemele și încercările. Și poate în seara aceasta te confrunți cu ceva mai deosebit. Poate vrăjmașul a venit la tine și a zis, te-am prins la colț, nu vei mai scăpa. Nu mai cum să ieși din situația asta. Ești gata. Aș vrea să vă ilustrez, să punem înaintea noastră un tablou, dar o întâmplare reală, ca să vă încurajez și eu să mă încurajez, căci trebuie să mergem mai departe, căci Dumnezeu e biruința noastră. Se spune despre doi prieteni, vizitau un muzeu prin Franța, la un moment dat se oprește în dreptul unui tablou. Tabloul acela l-am văzut, nu personal, l-am văzut în fotografie, îl reprezintă pe Satana, cum joacă cu un creștin șah. Și scrie acolo șahmat. Vrăjmașul reușise să-i dea șah și mat la creștin. Acest creștin plângea și era terminat. Unul dintre acești oameni a mai rămas un pic. Să fii atent la acel tablou. Omul acesta era un fost internațional, un șahist de renume. A rugat pe cei din muzeu să-i aducă o măsuță și cu o tablă de șah. Au pus toate piesele care el le-a văzut acolo, s-a uitat atent, îl strigă pe prietenul lui, vino repede aici. Zice, trebuie să vorbim cu pictorul, că e greșită pictura. Zice, dar de ce? Regele mare o mutare. Și vreau să vă spun în seara aceasta că în orice problemă și necaz ai fi, oriunde te-o băga vrăjmașul, oriunde te-o încolțit și o zis că pentru tine nu mai e nimic de făcut, regele mare o mutare. Regele nostru Hristos mai poate să facă pentru tine și pentru mine ceva. Fiindcă la El e toată puterea. Regele mai poate să facă o mutare. Iubiții mei, Dumnezeul nostru, care ne-a purtat de grijă până în clipa aceasta, cu siguranță ne va purta și în continuare. Dumnezeu să ne dea putere așa cum în câteva gânduri am expus acești oameni lui Dumnezeu. Și am vrut să-i expun în fața dumneavoastră ca să înțelegem că și toți avem slăbiciuni și greșeli. Și în dreptul fiecăruia poate veni o vreme în viața aceasta când totul se va prăbuși în jurul nostru. Când nu vei mai înțelege nimic, când nu-L vei mai înțelege pe Dumnezeu, oricum pe Dumnezeu nu-L vom înțelege niciodată. Dar aș vrea să vă spun ceva. Domnul să ne dea putere să nu rămânem acolo și să putem trece mai departe, să mergem către chemarea care ne-a fost făcută. Dumnezeu să binecuvinteze biserica din Vulcan, să ne dea putere să luptăm lupta cea bună până la capăt, să putem și noi, biserica din Vulcan, să fim ca Habacuc. Să ne bucurăm în orice vreme. Știu că este atât de greu să te bucuri în probleme, necazuri, dar ceea ce am citit din cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta, El vrea să ne spună că nu este imposibil. Poți să te bucuri în necaz. Doamne, până astfel de oameni. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă întărească și împreună să putem lupta lupta cea bună. Să fim cu toții în ziua cea mare. Să se spună despre noi, despre unul fiecare din Vulcan, omul acesta a umblat cu Dumnezeu. Găsim atât de frumos scris în Scriptură despre anumiți împărați
se spune că a umblat cu Dumnezeu. Acum găsim despre unii, spune că au făcut ce este bine înaintea Domnului, dar aveau inima împărțită. Aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute să nu fim oameni care avem inimile împărțite, să avem o inimă pentru Hristos, o inimă curată, să trăim neprihănirea și să ajungem la capăt cu bine. Amin.